Azi o să vă arăt cum se face un lomo, deci mușchi de porc. Vedeți aici bucățica de mușchi de porc. Morcov, 3, 4, 5, 6, câți aveți? 2 roșii sau 3, nu contează. Ardei roșu, ardei verde și ceapă. Aici am ulei de măsline. Dau drumul la foc un lomo. Îl adaug. Cred că ăștia mi-au ascuns pe aici. Suntem curățenia și mi-au ascuns dracului tot. Sunt foarte secretoși ei. Așa. Și punem lomo. O să mă specializez un pic. O să fac cum e. O să fac videoclipurile mele pe ordenator. Și o să mă specializez cum este bine de tot. Uite, ăsta al meu de... Nu știu ce au făcut ăștia, dar nu mai merge chestia asta de piper, trebuie să o repare soțiorul meu. Punem piper, că avem și în alt stil. Punem și piper. Așa, destul de mult. Și îl dăm, cum e, îl tostăm puțin, cum e. Nu-l ardem, îl prăjim, dar bine. După aceea o să vă arăt continuarea, pentru că eu toate le fac cum e, pas cu pas. Dar sper ca voi să reușiți să faceți mâncărurile mele, pentru că sunt foarte simple și mușchiul ăsta de porc se mănâncă feliat cu sosul care se face din zarzavatul care v-am arătat. Și puteți să îl mâncați ori cu sos, ori cu orez, ori cu cartofi prăjiți, ori cu piure. Deci depinde ce preferați. Lomo l-am tostat, o să vedeți acum imediat. Așa. Vedeți, nu trebuie foarte bine rumenit, bine, bine de tot. Nu confundați lomo cu mușchiulețul, care sunt doi mușchiuleți de la porc. Bine, care știți de porc le aveți. Am tăiat zarzavatul mare și acum pun apă. Deci apă cât să acopere absolut tot. O să vă arăt. Așa. Cam asta este, că tot se topește. După aceea o să pun două pastile care eu le folosesc de caldo. Dacă nu aveți pastile, puteți să puneți și delicat sau sare, deci nu contează. Și înainte, deci de a se face, când vă spun, deci la 30 de minute, când ajungeți, deci aici se lasă, după ce începe să fiarbă, se lasă 40 de minute lomul ăsta, nu mai mult. La 30 de minute adăugați un pic de vin roșu. Eu o să vă fac, deci continui, o să continui cu mâncarea ca să nu cumva să greșiți rețeta. Este super bun. Și mai lăsați încă 10 minute. Deci în total, deci după zarzavat, se lasă 40 de minute. Se scoate carnea dinăuntru și tot zarzavatul se toacă cu un mixer sau cu un robot, cu ce aveți voi. Deci se toacă, se face deci ca un sos și se taie filete subțiri, se taie acest lomo și se pune deasupra, se pune sosul respectiv la fiecare filet. Dintr-o bucată care v-am arătat de lomo, care este aproximativ 1 kg, vreau să vă spun că poate să mănânce și 20 de persoane. E economie, eu am pus alături să fac și niște cartofi prăjiți, că fetele mele sunt, ia uitați, rupte cu cartofii prăjiți. Au trecut 30 de minute, punem puțin vin și vedeți imediat. După 10 minute, 10 minute lăsați. Deci mai pun așa un pahar ca să nu ne îmbătăm prea mult. Bun, acum carnea este aproape gata. Deci că alții ia pastile și alții... Deci din bucata asta de carne, care voi o vedeți și o scot acum, puteți să faceți porții pentru 20 de persoane. Vă spun de ce. Aici este sosul. Tot sosul ăsta se triturează. Dacă nu rămâne gros, nu mai punem la fiert. Acum vă arăt. Pam, pam, pam. Eu îl triturez cald. Și începem. Cu cărniță, cu pâiniță, cu orez, cu piure, cu cartofi prăjiți. Wow!
ciucă. Felire de carne se taie scurtile. Dacă reușești să tai cu o mână, este ok. Dacă nu reușești să tai cu o mână, e ne-ok. Totul ok, stați puțin să încerc să tai o felie, o felioară, dar cu o mână să o tai, ca să vă arăt, așa, țin-o așa, țin-o așa, mami, o să vă arăt cum se taie o felie de carne de aici, deci cam cât se mănâncă. Observați cum a ieșit, da? Am ajutor. Deci cam așa se mănâncă aici, două felii și dacă puteți și mai subțiri, deci puteți să le tăieți, deci cam așa, mult mai subțiri și faceți pentru 20 de persoane. Mulțumesc, acum o să vă arăt imediat un platou elegant. Dă-mi un polonic, te rog frumos. Dă-mi un polonic. Lasă că iau eu un polonic. O să vă arăt imediat și cu un piure de cartofi, că e carne de porc. Dă-mi-e, mami. Imediat vă arăt. O să pun restul în salseră. O să vă arăt platoul meu. Deci cam așa vine. Îl vedeți, nu? Și luați piure sau ce doriți, sau orez. Vă pup și să aveți poftă. Sper să încercați rețeta mea. Acum și ca închide mami.